Sorin Ionescu, sub prefect al județului Timiș, a participat la celebrarea a 100 de ani de când comuna Beba Vechi a fost alipită României. Momentul a fost marcat prin tradiții vechi, o ședință festivă și alte surprize. Tradiția satului merge mai departe. Pâine și sare pentru oaspeți, o slujbă religioasă și binecuvântare în biserica monument istoric din localitate, depunere de coroană în semn de respect pentru strămoși, straie populare și poezii românești. Evenimentul care a marcat 100 de ani de când localitatea Beba Vechi a fost alipită țării noastre a inclus și o ședință festivă în care s-a vorbit despre istoria geografia și deciziile politico-administrative ale timpurilor trecute. Cu bucurie am remarcat copii tineri localnici care au participat cu interes și mândrie la toate acțiunile organizate în cadrul evenimentului. Îl felicit pe primar pentru faptul că înțelege importanța transmiterii tradițiilor și a istoriei și știe cum trebuie făcut acest lucru în mijlocul comunității pe care o conduce administrativ de mulți ani și pe care o reprezintă cu responsabilitate. Una din valorile europene este incluziunea etniilor, iar Banatul a reușit foarte bine să o dezvolte și să o arate întregii lumi transmite Sorin Ionescu, sub prefect al județului Timiș.